minge naiv. Poate că pe o fereastră aburită un deget mic a desenat o căsuță cu o ușă, două ferestre și hogeacul din care iese codița unui cărlionț de fum. Saltul fulgilor e mai în ochii copiilor. Geamul e o filă din cartea îngerilor. Așa începe iarna, într-o dimineață albă, cu copii, moșnegi și alți copii. Mamă? Da? Iar mergem la casa bunicilor? Da, bineînțeles, bineînțeles, dragul meu. Am mai fost și sâmbătă trecută. Dar și ce dacă bunicii de-abia vă așteaptă? Numai că trebuie ca mâinile să fie curate, unghiile tăiate, părul pieptănat, hainele periate și ghetele lustruite. La care eu adaug să nu vorbiți stare și ne întrebați, să nu râdeți prostește, să nu puneți mâna pe lucruri, să nu vă atingeți de pisici. Și să nu faceți obrăznicii. Da, să nu faceți obrăznicii. Da, să nu, atunci ce să facem? Să fiți cuminți. Pe vremuri nimeni nu crâcnea în fața tatei. Stăteau toți, Mirna? Toți. Chiar și mama? Chiar și eu. Și bunica? Mama, strașnică femeie. Tata, mai înainte ce a fost bunicul? Decanul avocaților. Cum adică? Mai mare peste toți avocații din orașul nostru. Ce știți voi, bunicul a fost decorat de regele Carol. Noi n-am văzut decorațiile bunicului. Nu le-ați văzut pentru că le ține bunica în șifonier. Dar uitați-vă la portretul bunicului din salon. Pe tot pieptul fracului sunt numai decorații. Așa e. Tată, bunicul e ca o poveste. De ce? Fiindcă începe cu a fost. Acum bunicul e alb. Chiar și primăvara el e tot ca un copăcel nins. Bunicul are ceas de aur cu muzicuță și ochelari cu rame de aur. Și stă acasă toată ziua. E foarte bine să fii bunic. Și bunica a fost și ea tânără. Adică a fost mireasă când bunicul nu era bunic. Și când tata nu era tată și când copiii tatei nu erau deloc. Știam și eu asta. Ce știi tu? Tu ești mică. Copii. De ce lumea îi spune bunicii Coana Elencu și bunicului Cuconu Alecu? Nu. Am să spun eu. Pentru că sunt bătrâni. Crezi? Da. Atunci de ce bunicii își spun între ei Alecu și Elencu și nu își vorbesc cu tu, ca tata și mama, ci cu mata, ca și cum ar fi în vizită unul la altul? Cum vine să râd? Nu știu de ce, dar și mie. Copii. Să rută nepricopsitule ca lumea. Ce așa să sărută mâna bunicii din vârful buzelor? Așa vezi. Săr mâna bunicule? Lasă nepoată, nu-i nevoie să-mi sărâți mâna, că tot nu sunt protopop. Care-i căscat? Eu, bunico. Caște o gură cât o șură. Are să-ți intre muștele. Iarna nu sunt muște. E obraznic. Și de ce nu-ți acoperi gura când îți vine să caști? Dar nu e obraznic, dragă mea. Cum are dreptate. De unde muște iarna? Matale, Alecule, ar fi bine să-ți vezi de treaba matale. Adică ce treaba? Adică să-ți citești gazetele în jilți la gura sobii. Mă rog, dacă așa crezi, matale, nu plec, e bine. Nu așa-mi pot, nepoțică. Da. Unde ți-e Batista? Nu am, bunico. Dar nu ți-am spus de atâtea ori. Unde ți-e Batista? Mi-ai spus, mama, dar n-am. Lasă că ți-o dau pe mea. Mulțumesc. Suflă. Nu. Așa, suflă bine. Da, știi prea bine, bunicule, că nu admit batiste străine în mâna copiilor. Are dreptate. Sigur. Ți-am spus, matale, Alecule, să nu te mai amesteci unde nu-ți fierbe oala. Mi-ai spus. Voi ăștia mai mari. Nu vă beți cafeaua? Haideți că se răcește și nu mai fi bună. Da. Ia și matale, Alecule, hai. Știi, matale, Alecule, mă tem cu inima mea. Lasă că ai să trăiești 100 de ani.
A, tu, băiatule, hai să iei parale. Vezi că ai marcul ăsta pe mijlocul cești? O, să da, dea, domnul. Să dea, domnul. Poate se sparge ghinionul. Da. Tu tot nu te-ai lăsat de cărți, ha? Patimă veche. Dar istoria ce să le dau? Dar nu-i mai răsfăța mama, că au de ajuns acasă. Nu ai niște bomboane, bunico? Ba, ba, am de cele care v-am dat și data trecută. Alea sunt vechi? Dar ia niște obrazii. Lasă că te-s acasă. Matale, Elencule, ai uitat că e o cutie nouă de bomboane în dulap? N-am uitat. Dar ei pot să mănânce și bomboane mai vechi, ca o dinți de lup, nu ca mine, femeie bătrână. Oh, tată, de când fumezi, Mata? Păi, parcă de când m-am căsătorit. Nu-i așa? Da, dar da, da, ce interesează pe ei? Ei, am întrebat doar așa, că nu te-am mai văzut fumând. Păi cum credeți voi că aș fi îndrăznit să fumez în casa părinților mei? Niciodată. Așa? Nu-i da? Acum înțeleg. Ce înțelegi? Că e teribilă casa bunicilor. Trei paturi, trei copii, trei cărți, trei lămpi de buzunar. Un întuneric cald, cu trei fulgi de lumină pe trei perne fără somn. Ninge. Dacă asculți bine, toată ninsoarea fulg cu fulg e un cor al șoaptei dalbe. Dar nu se aude nimic decât aurul focului și somnul motanului. Degetele stau la pândă pe trăgaciul lămpilor de buzunar. Dacă vine mama, lăpile se sting, ploapele se închid, cărțile supernă și copiii dorm. Ninge. Biserica e mai albă decât brazii puși de bunicul. Felinarul din ogradă are glugă și râde cu ochi mici privind ninsoarea. Omul de omăt se îngrașă mâncând ninsoare și acuși, acuși, miezul nopții își va lăsa corbul pe crucea bisericii Sfântul Ion Gură de Aur. De ce spune Gură de Aur? Cui? Lui Ion. Care? Cel cu biserica, Sfântul. Întreabă-l. Pe cine? Pe părintele. Bine, am să-l întreb. Credeam că știi și tu. Taci odată. De ce? Nu vezi că citesc? Păi, vezi? Ce să văd? Să citești. Păi de ce să nu văd? Ha, ți de ajuns lumina lămpii? E, nu prea. Păi atunci vezi? N-am ce să fac dacă mă prinde mama. De ce stăceți odată? Mi-ați împuiat capul cu vorbăria voastră. Vreau să citesc în liniște. Dar tu ce citești? Dan Capitan de Plai, de cel mai mare poet Vasile Alexandrin. De ce spui hu-hu? Fiindcă eu citesc cu ore sau inimă de copil de Edmondo de Amicis, care el e cel mai mare. Nu se poate. Ce nu se poate? Voi doi sunteți niște proști. A, de ce? Fiindcă ți-am dat lampa noastră ca niște proști? Bine, ia dă-o înapoi. Bravo, copii, va să zică, nu dormiți. Dar ce se întâmplă aici? Vă rog să-mi spuneți și mie. Mamă, care e cel mai mare scriitor? Edmondo de Amicis sau Vasile Alexandrin? Copii, vorbiți pe rând. Păi da, știu și eu, poate Eminescu sau Creangă, dar hai, ajunge cu vorba. Hai, lămpile supernă, închideți ochii și așteptați-l pe Moș Ene. Noapte bună, copii! Hai. Noapte bună, mamă! Totul e alb și mai alb cu fiecare fulg. Gândul pleacă pe horn cu fumul și se întoarce în urma vremii spre o casă cu trei iezi cucuieți. Acum mama nu-i, tata nu-i, bunicul și bunica se odihnesc de mult în lumea celor drepți. Am rămas singur cu amintirile și amintirile au rămas cu mine. Vin. E, potolește-te că doar nu dau turcii. Tu erai? Eu sunt bunicule. Eu. Ba, dă-te seama să nu te tragă. Hai. De ce-i cu tine la ora asta? Și singur? De hai, intru o dată în casă. Ia zi, ce s-a întâmplat? Sora mea are temperatură și fratele meu al mare la fel. Și-ați chemat doctorul? L-a chemat tata. Și?
Ce-a zis? Că au gripă și că dacă eu n-am luat, ar fi bine să mă trimită la dumneavoastră. Da, văd că v-am sculat din somn. Noi tocmai ne culcasem de vreme ca bătrâni. Dar dezbracă-te, dezbracă-te, matea drăguț. Poftim? Dar și unde am să-l culc? Mănică, să nu mă dezbrac? Dar cine ți-a spus una ca asta, berechetule? Doar noi să dorm cu palton. Dezbracă-te, matea drăguț. Hai, dezbracă-te. Hei, n-ai auzit? Dar hai mai repejor, hai. Ia, apropie-te, hai. Pentru ce, bunico, pentru ce? Ia, scoate limba. Alecule, dă-mi ochelarii matari. Ia. Așa, mulțumesc. Ia cască. A. Cască. Cască gura, hai, cască gura. Pentru ce, bunico? Cum pentru ce, fiindcă zic. Zi a. A. Mai tare. A. Vă zghihuiți toată ziulica, parcă aveți vierni. Las că te satur eu. Dar de ce nu mi-ai pupat mâna? Iartă-mă, bunică, sărut mâna. Sărută și lui bunică tu mâna. Sărut mâna, bunică. Lasă-ne, poate. Mie nu-mi trebuie. Acum, pune patonul cu el. L-am pus. Și căciula? Și. Ei, nefeștelit antretul. Strânge șoșonii. Unde, bunică? Unde? Unde se strâng șoșonii? Dar unde se strâng șoșonii? Că pe dumneavoastră nu-i văd nicăieri. Ei. Dar nu te mai codi atât, amarositule. Pune mâna pe ei. Am pus, bunică. Ia o gazetă. De unde, bunică? Dă-i matale, Alecule, o gazetă. Da, imediat, Alecule, imediat. Hai! Tu pune gazeta în fața cuierului. Am pus-o. Dar nu așa, disfă-o. Disfă-o, mai bine. Am desfăcut-o, bunică. Pune șoșone pe gazetă. Așa. I-am pus. Ai văzut? Am văzut. Și cu ce stai ca prostul? Păi ce să fac, bunică? Să-ți duci ca la bală cu nodaie, că doar n-ai vrea să ți-l ducă bunică tu. Unde-l culce, Lencu? N-ai grijă, mata. Oi, găsi eu pe unde să-l culc în casa asta. Atare mai bine culcă-te, că-i tare târziu. Chiar așa târziu nu e, doar 8. Și ce dacă? Dar nu vezi că s-o lăsat noaptea? Și apoi, ce treabă mai ai? Doar ți-ai citit gazeta. Bine. Noapte bună. Și tu, nepoate? Ia, mai pune un lemn în sobă. Cum pe ăsta, bunică? Unul mai mare n-ai găsit? Atunci pe ăsta. Bine, fie și ăla, mai pune-l odată. Și acum închide bine gura sobi, auzi? Da. Și nu mai bombănii atâta. Și hai, vino sus. Hai, sus. Uite, vezi? Aici? Aici o copilărit și taică-tu. Da? Aha. Ia, uite-te. Dar ce stai? Scoate-ți de ravelile din geamandan. Așa. Dar acolo ce ai? Acolo deasupra, a? Mandarine. Mandarine? 3 mandarine, bunică. Seacu. El, taică-tu, muncește și vă îndoapă ca pe curcan. Și voi, trântorilor, căscați și nu sunteți buni la nimic. Ia dă-le încoace. Bunica, am niște bomboane pentru matale. Noroc că ți-ai adus aminte. Da, asta? Asta ce-i? Pijama. Pentru ce? În loc de cămașă de noapte. Auzi, dar fustă n-ai, mă rog? Fustă? De ce, bunică, fustă? Păi, în loc de pantaloni. Auzi, mi-a ta bazaconie, să dorm cu surtuc și pantaloni. Vă răsfață! De asta vă luați nasul la purtare. Și asta? Asta ce-i? Papuci. Mai, bojmachi de piele. Da. Și sopon de glicerină. Dar ăsta-i de nasul tău? Ia, dă-l să-l pun lângă mandarini. Hai, poftim, bunică, dar eu cu ce mă mai spăl? Cu sopon. Da, când te-ai face mare ca taică tu, te-ai spăla și cu sopon de glicerină sau cu altul și mai așa. Și acum ce stai cu mâinile în sân? Ce, aștept să-ți crească burduhan? Dar ce să mai fac, bunică, ce să mai fac? Tot n-ai învățat, dar cu șoșonii ce ai făcut? Mata ai făcut, bunică. Ia ca măi, te-ai și făcut cu coană mare. N-ai fi poftin să-ți pun eu cu geamitul cel ala locului, ha? Geamandanul? Unde-l pun, bunică? Uite, taie capul.
Știu eu. Poate să-l împing sub pat. Mai că puturos mai ești. Sui-l pe dulap, trântorule. Așa. Așa, vezi. Acu vin aici. Vin aici la ușa dulapului. Stai-o leacă, așa. Îți place cu miroase? A levânțică. Și a camfor. Ia, hai. Hai, în față pernă. În față și ogheal. Și ogheal. Ai făcut o treabă cât o nucă. Cum adică, bunică? Păi nu vezi? Nu vezi că trebuie să desfac și să fac eu de la început treaba cum se cade? Da, o să ai un culcuș de cocon domnesc. Uite, ogheală, ișal turcesc, căptușit cu fulgi. Păi ăsta-i din nasul tău, mândrețe de șa de la Țarigrad. Cinci galbeni l-o costa pe babaca. Pe unul ca tine n-aș dă niciun pitac bortelit. Mă rog. Dar să nu faci harababur, auzi tu mai? Da, mai. Așa, te dezbraci cu binișorul, așa-s toate la locul lor. Da, nu cumva sforăi. Ei fi sforăind, da? Știu eu, cred că nu. Să nu te aud, că te arunc în stradă. Asta mai îmi lipsea. Buclucuri la bătrânețe. Dar ce stai? Dezbracă-te! Păi... Bunica? Ți-o fi rușit de bunică ta, a? Ia, da, măi. Hai că mă duc. Noapte bună, bunică. Sărut mâna. Sărut, nepricopsâtule. Mare păcat ce-o făcut maică ta cu mine. Și nu uita să-ți faci rugăciunea. Și nu uita să-ți faci rugăciunea. Când a fost asta? Parcă ieri. Și totuși e mult de atunci. Mi-am descoperit copilăria în oglinda timpului vechi din casa bunicilor. Noapte bună, copilărie. Noapte bună, bunicilor. Noapte bună, nepoate. Bună dimineața, viață. Ai fi răcit, Alecule? Zici mă ta, Elencu. Asta e tusea mea de-o viață. Dar parcă tu și-ai mai frumos când erai june. Dar ce faci mă ta acolo? Iacă, citesc ziarul. Dar pe domnul iertă-mă, nu l-ai citit și ieri? L-am citit, Elencule. Dar păi ce să fac altceva? Care va să zică tot eu să aprind focurile, ha? Dacă așa mai obișnuit de o viață întreagă. Dar vezi că ți-am pregătit de cu sară surceluși uscate și hârtie. Și matale, du-te mai scol din fotolice ăla. Și dacă mă scol, ce să fac? Păi, ce să faci? Să-ți iei lingurița cu miere, să-ți bei paharul cu apă, să te plimbi frumușel. Hai, Alecule, hai. Leneșule! Scoală-ți, zic! Dar n-ai să dormi până apoi, măi! Bună dimineața, bunică! Dar cum poți să vorbești cu bunică ta nespălat? Hai! Elencu, știi ceva? Ui, știi dacă mi-o spune. Hai să ne luăm de-o grijă. Bine. Ghiujule, ce faci acolo? Ia că m-am spălat la ogheal, după cum ai zis, matale. Dar nu te mai moș mondii atâta. Și vină la masă, că lui bunică tu i s-a făcut foame. Ia că vin, bunico, vin. Ia bucățica asta de zahăr, că-i stropită cu melisă. Hai, iau. Ce te strâmbi așa? Te pomenești că nu-ți place. Nu prea. Ia că, măi, n-ai fi vrând să și placă. Asta e doftorie pentru digestia omului, mormolocule. Auzi, nu-i place, pentru că e din nasul lui. Abia o lepădat biberonul și să și coconește. Lasă, bunico,
O iau dacă zici matale. Dar ce misiu, comandant de grenadier, să dau ordine și soldații să le execute? Nu vrei? Nu vrei! Și pace bună! La... Ia poftim încoace. Mai aproape, mai aproape. Hai, 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 hai! De ce, bunico? Cum de ce? De ce să viu mai aproape? Mă rog, ce-i asta? Ce anume, bunico? Ce-am găsit în buzunarul conțașului. Un pachet de țigări. Așa? De țigări? Da, de țigări. Și de unde, mă rog, țigări în casa mea? Știu eu, bunică. Poate că le-a uitat tata. Ei, lasă și mă ta, Elencule, acum ancheta asta. Hai mai bine să mâncăm o dată. Apoi, Alecule, nu mă grijă asta, o să o mai ai. Și nu te mai amesteca a ta în treburile mele. Zici că le-a uitat taică tu? Da, așa cred că tata. Tatăl tău? Știu eu, bunică. Ba, știi. Știu? Eu? Știi tu. Păi spune-mă ta ce știu. Ba, spune tu. Taci. Zi drept. Fumezi buruiană? Îmi spurci casa? Îmi feștelești covoarele? Strici sănătatea lui bunică tu? Zi. Fumezi? Fumezi, bunică. Cine te-a învățat? Ticălosul de frate tu. Eu singur. Auzi, și-ți place? Îmi place. Auzi, dai că tu știi? Nici maică ta? Nici. Numai bunică ta săraca. Ia să le poarte pe toate. Iisuse Hristoase Mântuitorule, ia-ți buruiana dracului, netrebnicule, că-mi frige mâinile. Dar să nu afli bunică tu că-i prăpăd. Dar ce faci acolo, Alecule? Îmi caut ochelarii. Nu-i mai căuta, că spinasul natale. Zic că i-ai găsit și pace. Și treceți odată la masă, că atâta vă moșmondiți amândoi, că o să ne apuce prânzul nemâncați de dimineață. Ia, hai, hai, așezați-vă. Așezați-vă că vă aduc eu gustările. Hai, drăguță. Ce-i, bunicule? Drăguță... Cum să zic? Eu știu. Știu, drăguță. Ai patima tutunului. Păcate omenești, dar nu-i bine. Mie îmi pare tare rău pentru sănătatea ma tale. Dar să nu afle Elencu, da? Ei, bunicule. Dar ce faci, ma tale, acolo, Alecule? Păi, păi ce să facem? Mai punem și noi țara la cale. Da, dumneavoastră, Holtei. Hai, hai, luați și mâncați mai bine. Hai, ia, hai. Hai, nepoate, hai. Bunica a fumat prin casă. În fiecare odaie era un cornet de coajă de rășină. Când a fumat ea, bunica înhăța cornetul, punea un cărbune, sufla cu un fel de mânie nepricopsitul de cărbune și sufla și sufla și mergea, când în dreapta, când în stânga, aburind, fumegând, încețoșând, ca și cum ar fi fost o zmeoaică într-o poveste. Dar bunicul, când a fuma, era blajin ca un sfânt de argint. La răsărit, la apus, la miază zi, la miază noapte, a plecat și alb. Bunicul surâdea cu ochii albaștri, ca și cum ceața de fum aromitor n-ar fi fost decât noaptea de taină când un copil colindă cu steaua. Ce frumos miroase, bunicule! Ei, drăguță, eu sunt de la munte, de la Brusturoasa. Am copilărit între brazi. Tare mi-e dor de ei. Marițo! Marițo! Unde o fi și zăpăuca asta? Bunico, de ce o strigi Marița pe Măriuca? Că așa vreau eu. Da, bunicu îi spune Măriuca. Păi dacă așa o cheamă. Și eu tot așa îi spun. Te iei bine cu bunică tu, a? Nu, bunico, dar așa o cheamă pe ea, Măriuca, și mai frumos. Ia ca drace, de unde o sări pricopsâtul. Și de ce mai frumos, mă rog, matale? Măriuca e de la țară, bunică.
Marița e de la Mahala. Și cu coana Marița Ciuntu, de unde-i nepoate? Și cu coana Marița Șendrea, de unde-i nepoate? Și cu coana Marița Hălăceanu și Marița Scoboi și Marița Bozian și Marița Mădărău și cu coana Marița Turculeț? Apoi, bunică, dacă plouă cu Marițe și toate cu coane, nu-i păcat să o pui pe Marița între atâtea cu coane mari? Îți merge gura ca o moară hodorogită. Așteaptă din tâi să-ți crească mustața și după aceea o vedea și, ia mă rog, tu te mai amesteca în treburi femeiești. Bine, bunică. Marița! Marița, unde ești? Aici-s cu coana. Cum îți zice ție, fato? Hai, hai, zi-o odată, ce te flizești așa? De la mămuca și Măriuca. Și de la boieri? Cum îți zice? Marița, să rămână Matalișa boierului. Și cum ți-i mai bine? E bine și așa, și așa. Da, mi-e mai drag de Măriuca. Dar ce, Alecule? Ce zâmbești pe sub cele mustăți, ha? Eu? Așa, un gând. Și tu? Ce? Marița, ce-ai încremenit păi, așa? Păi, să dă de facă la treabă. Că mă duc o fit la cumătrie. Stă-i corzul pe gâște. Cum spunea coana Marița Ciulei, Dumnezeu s-o ierte. Pune-i motanului. I ajunge cât i-am dat. Pune-i de la mine, e bătrân sărac. Și mata, ești tinerel cu coanele, Clea. E numai mie una. Uite, ți-am pus lapte în fafurare aici, lângă sob. Alecule, ți se răcește cafeaua. E ce tot cauți în jos? Ți-o căzut șervetul? Cât împielițatule. Și la masă mă asurzești. Scâncește de foame, sărac. Ei, Gheorghe, e burdihanul de huzur. Am să-l înțărc eu. Tare-i deștept. Tare-i neobrăzat. Parcă am bătrânit la grajd, nu în casa noastră. Ia să iau eu niște oase de pește să-l satur. Vai de mine, Elencule, dacă se neacă. L-am îngropat cu popă, Alecule. Cu popă, bunico? Un motan? Așa glumește, Elencule. Se cere, bunico. Vrea afară. Ducă-se. Deschide-i ușa. Hai. Da, e un văt mare. S-o rătăci, sărman. Ai dreptate, nepoate. Pune șoșonii tăi, Alecule, să nu răcească la picioare. Spune mai bine, cât îți dă pe lună, ha? Cine? Cine? Stăpână matale cu coadă. Nu vezi cât e de fudul? Hai, deschide, nepoate, deschide, că pe urmă i s-o prinde gheața pe blană. Hai, du-ți fiara de aici, Alecule. Hai, du-ți-o. Hai la lăcul tău, nobil cavaler. Tu, ia ascultă. Da, bunică. Rom la ceai vrei? Dacă vrei, mata. Ia că nu vreau. Bine, bine. Cum zici, mata, bunico? Da, îți place ceaiul cu rom? De plăcut îmi place? Hai, dă să ți-l aghezmuiesc, moară de vânt. Nu-i din nasul tău, dar face bine la stomac. Dar ce? Dar ce faci, muzică, nepoate? Răcorești ceaiul. E prea fierbinte. Măi, că vitează mai ești, șordane. Dar eu de ce nu l-oi fi răcorind? Știu eu. Tu nu știi nici că tu ai uitat puricile. Bea ceaiul fierbinte, că de asta ai ceai și de asta îl bei. Coane, Elencule, ești acasă? Asta e nănoaia. Hai, săi și deschide. Deprinde-te să te porți ca lumea, hai! Bună dimineața! Bună dimineața! Că veni cam de dimineață. Dar pe cum? Cum să mai dormim la ora asta, că-s ceasurile 8? Da, dai duminică. Și ce dacă? Nu știi, matale, vorba aia? Cine se scoală dis de dimineață, ajunge departe. Mi-era dor de matale. Și apoi am venit să-ți mai țin o lecuță de urât. Dar ăsta, care-i? Cel mijlociu. Aha, cel mare. Dar
parcă era mai mare și opățit. Fii pe pace că n-o scăzut. Aici stai cel mijlociu. Da, și strige așa soro că doar nu surdă. Acum știu și-l mijlociu, așa-i? Așa-i, așa-i, așa-i. Dar cum învață? Bine. Dar nu-i ștrengar? Nu. A, dar și caută la tine. Dar ce vorbă e asta? Stă la bunicii lui, în casa bunicilor lui. Tăti și... s-au îmbolnăvit ceilalți nepoți. Așa, așa, așa. Și deși s-au îmbolnăvit numai ei? Așa a vrut Dumnezeu. Dar și eu, drag, ce-am? Răceală ce să aibă? Noua stâmpăr, asta-i. Ai stai, bag seama mai cu minte, ai? Ei, așa-s copii. Îi strică părinții. Iaca, i-am prins vărlin cu chetre în gutuile mele. Iau. Ia. Da, Matale, ce să-ți dau coană, Catincă? E, și mi da, dă-mi. Da, moale și bun să fie. O cafeluță? Da, o șașcă mare, mare. Și cu dulceață de caise, aha, și cu o linguriță de rom, da, din șel bun, nu din șel cu zahăr ars. Da, bine. Vin îndată. Și somn mi s-a făcut. Ați fi dormit prea puțin. Da, de unde? Ca de obicei, 4 și 6 pe noapte, ca bătrânii de... Da, azi e duminică. Mă? Putea să fi dormit mai mult. E, și ce dacă e duminică? Hei, iaca. Da, ce-i coană, Catinca? Să fii somn, ha? Mi-e cam somn. Uite că ți-am adus cafeaua. Uite și dulceața de caise. Voi fi adus și rom, ia. Bună, tare bună. Da, băietul ăsta, care-i? În mijlociu. Dar parcă era mai mare. Ce faci, Alecule? Dai paciențe? Mă rog, Alecule. Încerc și eu, dar nu prea mă descurc. Păi stai să-ți arăt. Că tu ești cam nepriceput. Dacă e așa, fă matare pasine. Lasă, Alecule, lasă. Nu te supăra că mă duc. Decât te las. Te las că nu-mi văd capul de treabă. Vezi, nepoate. Tare iute, Elencu. Văd, bunicule. Ba uneori o simt și pe pielea mea. Elencu! Ce e, Alecule? Elencu, hai să răcești în cămașă. Mă rog, Alecule, fă-mă ta gospodării, că după pacienții văd cât ești supărat. Coniță! Ce-i fată? Ce dai buzna așa ca Coniță, turcii? Fața bucătăria se trage să moară! Dar de unde-i vine? I-a chicat pe temătura! Dar de unde-i vine? Nu înțeleg! Să-ți învață de inimă! Și atunci de ce te apeși cu mâinile pe stomac? Am mâncat mult curent? Da, zici că nu mai au gustat, dar mie mi-a rămas o mică toată. Ia, dă-mi un pahar cu apă, hai. Vai, bunico, ce de sticluțe, ce de cutiuțe, ce de flacoane e matale în durăpașul ăsta. Lasă mirările astea și mai bine caută pachetelul cu sare amară. Da. Aici e spițeria mea, am de toate și pentru tine. Poftim, bunico, pachetelul cu sare amară. Așa. Uite, ia-l, Măriuco. Ia-l și dă bucătăresii. S-o vezi cum o să-mi vină. O să-ți dea Dumnezeu, Coniță, să-ți dea Dumnezeu. Așa. Te tare să mai mai de plăstiri. Bunico, n-ai ceva și pentru mine? Dar tu ce-i mai fi având? Te doare și pe tine stomacul? Nu, bunico. Mă supără coșurile astea de pe față. Poftim și tu la spițerie, bubosule. Îți iasă păcatele. Ia. Da, bine și închide ochii. De ce, bunico? Ei, de ce? Ca să te întreg. Stai cu minte și închide ochii. Au, e rece. Ce-i rece? Doctoria. Nu-i doctorie, dopul, că-i de sticlă. Cum se cheamă, bunico, doctoria matale? Afion. O să-ți usuci toate coșurile. Stai, Alec, stai. Ce frumos stai miroase. Așa. Aturte cu migdale. Și cu apă de flori. Da. Și poate și de bomboane englezești. Și mai de ce?
Știi, bunico, a toate parfumurile pământului. Ce spui? Ia uite unde mi-era poetul. A, fiindcă veni vorba de poeți, da. Ia uite ce scrie aici la gazetă. Ce scrie? E un articol despre Vasile Alexandri. E, despre conul Vasile. Desigur că trebuie să se scrie cu preamărire de un asemenea om. Da, de unde? Tinerul de la gazetă îl ia foarte de sus pe Alexandri. A fost, zice el. I-a trecut vremea, nu mai este. Auzi, Elenco? Aud. Cum rabdă pământul pe un astfel de ticălos. Stai binișor, Alecule, stai binișor. Stai, 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 ia să vă spun eu una. Ei, o știu de la Babaca. Era pe vremea aceea un doctor mare la Iași, dar foarte bețiv. Într-o noapte îl ia la un bolnav chiar de la crâșmă. Se duce doctorul de voi, de nevoie, și cum dă ochii de bolnav, dă să iei pulsul. Măi, îi spune el, n-ai nimica, doar că te-ai îmbătat. Și dă să plece. Stai, domnule doctor, îi spune omul, că nici n-ai pus mâna pe mine, ți-ai luat pulsul dumitale. Așa e și cu condeierul tău de la gazeta, Alecule. El e cum nu trebuie, nu conul Vasile. Deșteaptă mai ești, mata, Elencule. Da, oi fi. Oi fi, dacă zici, mata, Alecule. Și tu, copile, ce tot ești cu privirea la scrinul meu, a? Îmi place, ce bunică. Faci? Da? Îmi place și cum te îngrijești de el și îl ștergi de colb și îi dai mereu luciu proaspăt. Da, ce ții, mata, le înscrim, bunică? E, tu vezi de ale tale și eu am să-mi văd de ale mele. La bucătărie. Bunicule. E, spune, nepoate. Ce e acolo în scrin, bunicule? Poate îmi spui, matale, că tare-s curios. Am să spun. Am să spun, nepoate. Ia ca sucările ei, cărțile ei, papucașii ei de lână. Eu o pieptănam. Avea păr dulce și mătăsos. Cum ai, matale, drăguță? Cine, bunicule? Fata noastră. Sora tatei? Da, drăguță. Era mai mare decât băiețelul. Avea 9 ani. Iarna o duceam la fereastră și desena cu degetul ei căsuțe ca la țară. S-a dus nepoate. S-a dus de mort. Am rămas numai cu amintirile, cu lucrușoarele ei. Din scrinul ăsta. Hei, nepoate, ăsta a fost ultimul tău somn în casa bunicilor. Dar de ce trebuie să plec, bunico? Poate că frații tăi s-au săturat să fie doi. Poate că maică ta s-a săturat să n-aibă trei. E, glumești, nu-i așa, bunică? Bună seama. Frații tăi s-au sănătoșit, asta e. Dar ce? Îți pare rău că te duci acasă la tine? Da, bunico, a fost așa de bine la dumneavoastră. Nu mai spune. Hei, mă bucur dacă spui drept. Zău, bunico. Mă rog. Hei, și de ce ai să te apuci tu când ai fi mare? Știu eu, bunică. E, te pomenești că te tocmești nepot la bunici. Mă faci să râd, bunico. Râzi, râzi, harapule și haramule. Dar, bietul tată, tu ce zice? Tata nu spune nimic. Muncește, siriacu. Ce să spui, tată, tu? Tu să spui. Toate să le facă tată, tu? Am să mă mai gândesc, bunică. Dar până acum, ce tot ai făcut? Ce-am făcut, ce-am făcut? Ce tot dai din prins precum cocostârcu cu picasă? N-ai făcut nimic. Cum, bunică? N-am învățat la școală? Înveți tu? Dormi în bancă, parcă te văd. Citesc, îmi fac lecțiile. Caști, te frești la ochi, dai din buze, te duci, te întorci, te foiești. Băi, terchea, berchea, bunică ta te întreabă, ce faci cu scăfârlia ta de cap? Nu cu gogea mitea picioarele tale de trântor. Gândesc, bunică. Ia ca de unde sare iepurile. Și la ce te gândești, mă rog? Ei, e greu de spus. Dar vorba pentru ce-i făcută? Soția ascunsă în sân ca busuiocul? Parcă m-a ta, bunică, spui tot ce gândești. Ba bine că nu. Nu-i crede că m-ai pierde cu firea pentru unul ca tine. Ia ca îți spun verde. Gândesc
că ești un neisprăvit, un papălapte, un damuieț sposmagii. Ia ca dacă vrei să știi. Lasă-le, Lencule, mititel. Un mititel? Ce vorbă e aia, mititel? Ești mititel? Nu mai sunt, bunica. Bine că spui măcar. Ești mare, măi. La vârsta ta învârteam lumea pe degete. Și acum mai, Lencule. Lasă-mă, tale, Alecule, că nu mi-arde de șuguit. Hei, ia spune. Ce să mai spun, bunică? Ce nu mi-ai spus? De ce ai să te apuci când ai să fii mare? Poate că am să scriu, bunică. Să scrii? Tu? Ce să scrii, mă rog? Cărți. Ia ca, măi, cărți. Și cu ce ai să le umpli? Cu ce am adunat aici în capul meu. Dar nu-ți suna gol, nepoate? Mie nu, bunică. Și ce, mă rog, acolo? Ha? Mata, bunicul, motanul bunicului, casa bunicilor, vorbele bunicei când vroiau să intre în gândurile nepotului fără să bată la ușă. Ia uzi. Hei, mai știi? Hei, doamne, doamne. Și ce-i să scrii, mă rog, despre bunică ta? Și morminte dorm între întrebare și răspuns. O nouă iarnă începe la fereastră, cu copii, moșnegi și alți copii, ninge naiv. Și ce-i să scrii, mă rog, despre bunica ta? Ce-am scris, bunică? Ați ascultat În casa bunicilor de Ionel Teodoreanu. Distribuția a fost următoarea: bunica Tatiana Iecăl, bunicul Ion Pavlescu, băiatul Eugen Drăghin, fratele Mircea Constantinescu, fetița Daniela Anencov, mama Monica Ghiuță, tata Nicolae Pomoje, măriuca Ruxandra Sireteanu, nănoaia Rodica Sanda Țuțuianu, povestitorul Mihai din Vale.